Bună seara, sunt Sabin Tudor și vă prezint cele mai importante știri din lumea mondenă. Nicoleta Dragnea dezvăluie ce o leagă de tatăl băiețelului ei și cum se implică el în creșterea fiului. Fosta ispită de la Insula Iubirii explică și cum a ajuns, după doar 2 ani, la finalul relației cu ex-soțul Mădălinei Panfile. Nicoleta Dragnea și Bruno Vlad au avut timp de 2 ani o relație din care a rezultat un băiețel pe nume Vladimir. Fosta ispită de la Insula Iubirii a punctat în repetate rânduri că idila a ajuns la final imediat după naștere, moment în care presiunile apărute odată cu noul venit pe lume ar fi început să-și spună cuvântul. Chiar dacă s-au separat, Sexy Mama spune despre tatăl copilului ei că este extrem de implicat în creșterea lui Vladimir. Bruno nu este străin de relațiile cu femei celebre, fiind căsătorit în trecut și cu Mădălina Panfile. Ironia sorții face ca atât Mădălina cât și Nicoleta să fi fost concurente în show-ul Bravo I Still de la Canal D, fără a exista însă vreo animozitate vizibilă în fața telespectatorilor. Problema identificată de fosta ispită în relația cu ex-iubitul ei ar fi fost timpul prea scurt de la momentul întâlnirii și până la apariția sarcinii. Însă Nicoleta susține că nu regretă absolut nimic. S-a implicat de când am născut, este un tată foarte implicat din toate punctele de vedere. Spălat, mâncat, schimbat, culcat. Relația s-a rupt între noi, nu avea treabă cu copilul. Noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce am născut. Noi ne-am cunoscut și am rămas însărcinată foarte repede. N-am avut câțiva ani în spate și practic a venit totul pe repede înainte. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru el. Petrecem timp și cu el, nu doar separat. Puia uimește pe toată lumea cu declarațiile sale despre stilul de viață pe care îl adoptă. După modelul colegului de trupă Sișu, Puia se luptă și el cu dependențele. De data aceasta este vorba despre sport, Puia intrând în sală doar pentru a compensa unul dintre obiceiurile nocive pe care le are. Despre ce este vorba, aflați chiar acum! Puia pare să aibă o motivație cel puțin neobișnuită când vine vorba despre propria conduită sportivă. Dragoș Gărdescu pare să fi învățat câte ceva de la cel care îi stă alături de mai bine de 2 decenii, Sișu fiind chiar judecat pentru dependențele sale. Puia nu este adeptul substanțelor interzise, ci mizează mai mult pe băuturile alcoolice, care îi provoacă însă mahmureli severe. Metoda prin care rapperul de 42 de ani combate durerile de cap și starea de rău este una insolită, motivându-l pe Puia să dea tot ce are mai bun în sala de sport. Eu mă duc la sală nu că vreau să fiu musculos și nu că vreau să fiu sănătos, mă duc ca să pot să beau mai mult. Eu mă duc la sală ca să-mi revin din mahmurarea de ziua trecută, de-aia mă duc, trag mai tare pentru că mă simt vinovat și după aia când se face 6-7 zic, bagă-mă niște șpriți că am făcut sală azi, nu faci sală, nu bei. Și dacă tot a venit vorba despre dependențe, Randy, unul dintre burlacii cunoscuți ai României, dezvăluie la ce nu ar putea să renunțe nici în ruptul capului. Artistul explică și cum de nu s-a maturizat până la aproape 40 de ani. Cancan News vă prezintă declarații exclusive. Nu de mult, Randy vorbea în exclusivitate pentru cancan.ro despre dieta echilibrată pe care o respectă de câțiva ani. Cântărețul afirma atunci că nu consideră sub nicio formă că ar face vreun sacrificiu pentru a avea un trup sculptat. Ba din contră, Randy pune accentul pe hrana atent aleasă, despre care spune că nu trebuie mâncată doar pentru gust, ci și pentru valorile nutritive. Acum, confidentul lui Marius Moga recunoaște că lucrul de care nu s-ar putea lipsi vreodată este sportul, pe care îl practică în fiecare zi a săptămânii. Astfel, consideră Randy, își poate susține activitatea creativă, atât de importantă pentru un artist. Da, nu pot să renunț la... Băi, o întrebare dificilă, că ai zice muzică, dar după aia o să zici, da, la familie, puteți să renunț? Nu ești la familie. Deci... În afară de astea. În afară de basic-urile. Astea, care, da. Nu știu, ce nu poți, habar n-am. Bă, n-aș renunța la sport.
pentru sport. Că e clar că doar așa poți să îți provoci corpul să adapteze și să se întărească și să treci mai mult și mai bine. Îl provoci să se întărească, bun. Îți... Ce vrei, mă, fă? Da, 24 bărbați, de ani vârstă. Bărbați, bărbați. Dar chiar, nu ți-ai zis că noi suntem imaturi și că nu ne maturizăm decât la 40 ceva de ani, da? Că ne maturizăm? Bă, da, știu. Poate că există și excepții care o fac mai repede, dar da, noi suntem un pic mai zvăpăiați, așa avem nevoie să fim, să alergăm într-o parte în alta, da. Și ăsta e procesul nostru, de ce să fie mai repede? Asta e ritmul. Nu, tu te-ai maturizat? Nu. Rămâneți pe cancan.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea mondenă. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere!